Bună ziua și bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi. Sunt Adrian Simon, iată-ne din nou împreună în studioul Capital TV. Astăzi îl avem invitat pe domnul Daniel Nicola, vicepreședinte USR, organizația Simeria. Bună ziua, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră, bine v-am găsit. Aveți emoții, cred că e prima noastră emisiune televizată. Da, nu am mai participat la nicio emisiune televizată. Așa. Și da, o să le depășim împreună. Ziceți și cu ajutorul dumneavoastră, da. Păi, cu ajutorul trebuie să ne depășim emoțiile. Urmă este să vă fac să aveți emoții, dacă se poate să, nu știu, să vă faceți mic acolo în fotoliu, îmi face o plăcere deosebită când se întâmplă lucrul ăsta. O să vedem. Sper să... Mai ales când se pierde omul de acolo. Eu sunt în anul nou, la cer. Dacă vreți să-mi dați satisfacția asta, bine, dacă nu, vă invit să rupeți ghimpii din fotoliu, ghimpe cu ghimpe. Așa o să fac. Asta domnul, e provocarea. Da, domnul Nicola, vicepreședinte USR Simeria, din câte știu eu, în același timp și candidat pentru funcția de primar al orașului Simeria, da? Da. Dar de ce vicepreședintele și nu președintele candidează? Că e interesant. Da, nu știu, nici nu mi-am pus această problemă. La noi, în filiala noastră și împreună cu colegii de la Plus, că suntem în alianță, eu sunt candidatul alianței USR Plus. Da, deci acolo mai exact. Funcționează? Funcționează, da, funcționează. Da? Noi credem, eu că personal eu nu mai și știu mai... când, unde funcționează, știu, unde vă nu cred, funcționează. Eu am mai spus asta, am avut ieri pe Poliana Hangan invitată și vorbeam despre căsătoria asta dintre USR și Plus și spuneam că în anumite părți mireasa sau mirele până când va fi căsătoria mai umblă brambură, așa, mai, o mai ia pe arătură la noastră, văd că îmi ziceți că funcționează. Păi și atunci noastră stați de la USR sau de la Plus? Nu, eu sunt exact cum a spus, sunt vicepreședinte al filialei USR Simeria, sunt vicepreședinte și sunt membru normal în USR, uh-huh. Dar eu candidez la Simeria din partea alianței USR Plus. Așa cum spuneați că este o căsătorie, da, avem o alianță pe care eu înțeleg să o respectăm, așa a fost înțelegerea, că pe perioada celor 4 runde de alegeri vom fi împreună. Mai departe, dumneavoastră știți ce s-a întâmplat pe plan politic la nivelul județului. Sunt locuri... Știu și mă distrez. Da, și vă distrează. Noi nu am vrut să distrăm pe nimeni la Simeria și am zis să ne păstrăm, să ne păstrăm direcția pe care ne-am asumat-o și care am demarat. Oamenii așa ne-au cunoscut la alegerile europarlamentare, la prezidențiale și am vrut să continuăm în felul ăsta. Și nu doar atât, dar avem și principii comune, în care credem. Da, dreptate, solidaritate, meritocrație, modernismul liberal, astea sunt valorile în care credem, împreună, și cei de la Plus, și cei de la, de la USR. Bun. Și atunci v-ați hotărât să candidați, ați fost desemnat? Am fost desemnat prin vot, că ați întrebat înainte de ce nu președintele candidează. Uh-huh. Da, fiecare are rolul lui, putea să nu fiu eu candidatul la pentru funcția de primar, dar... Dar v-ați dorit lucrul ăsta? Mi-am dorit acest lucru, mi-am asumat această candidatură și colegii de la USR și de la Plus au decis prin vot, inclusiv lista de consilieri la noi s-a decis prin vot, secret, că eu sunt cel care pot să intru în această cursă electorală, să nu-i spunem luptă, că mulți spun luptă. Lupta e mai murdar, așa, eu știu. Cu... Da. Pe când cursa mi se pare că e un pic mai loc și de fair play și de... Ca și în sport. Da. Păreți un om mai liniștit, așa, mai cu bun simț. Da, sunt un om mai liniștit. Sunt aparențe sau... Eu pot să spun acum orice, normal ca să... Păi, dar da, așa sunt. Cunosc. Cei care mă cunosc sunt sute. Doamne, bineînțeles că nu mă cunosc cu toți oamenii din Simeria, nu am cum. Dar de-aia mă aflu și acum aici la dumneavoastră în studio, ca să devin cunoscut și celor care nu mă cunosc. Da, cei care mă știu, da, ca un om liniștit, care își vede de treaba lui, un cetățean onest, își, nu știu, muncește cinstit, își plătește taxele.
Păi și atunci ce selectează deșeuri, așa cum se cuvine. Selectează deșeuri? Da. Adică... Chiar înainte de a avea noi containere pentru deșeuri selective, da, în casă am avut exercițiul ăsta. Eu am două fete, așa, să vă trăiască, de 18 și de 13 ani și am vrut așa să le arăt, adică să fie un exemplu de comportament. Face parte din educația lor. Uh-huh. Chiar dacă multă lume spunea, domnule, de ce faci asta? Selectez deșeurile și unde le duci? Că uite, la container le pun la grămadă unul peste altul. Domnule, eu îmi fac treaba mea. Mai departe să-și o facă ceilalți așa cum se cuvine. Dar misiunea mea este să-mi duc copiii. Și nu pot să le explic, știi, n-o să facem treaba asta pentru că nu are niciun sens că uite-te ce fac eu mai departe. Așa că hai să renunțăm și noi. Schimbarea începe cu tine, nu? Exact, schimbarea începe cu tine, exact. Și de jos, de la nivel de unitate administrativ-teritorială, la nivel de sat, de oraș, vedem de ani de zile și așteptăm de sus să ne vină de la guvern, nu știu, o anumită direcție. Nu ne place ce vedem după trei decenii de politică. Da, nu, trebuie să facem de aici, de jos, de la firul ierbii. Toți trebuie să participăm și să înțelegem lucrul ăsta. Păi și înțelegem? Păi o să-l înțelegem cu răbdare, prin puterea exemplului, că altă șansă nu avem. Nu putem să fim, să ne disimulăm atât încât să spunem una și să facem alta, că vom fi taxați. Dar mai funcționează puterea exemplului, domnul Funcționează, Daniel? Funcționează, da. Până a deveni o persoană publică, acum, prin candidatura mea, am fost un om și sunt. Înainte tot, sunt un cetățean obișnuit al orașului. Da, cred că cei care mă cunosc pot să iei de la mine lucruri bune și exemple de comportament și să procedeze la fel. Cred în ideea asta. Era un cântec cu o să stau pentru fericire la rând o viață întreagă. Asta este. Stăm o viață întreagă. Dacă atâta ne trebuie nouă ca popor, vom continua și bun, să ne și transmitem obiceiurile bune. Povestea asta cu candidatura la primărie, ce-i cu ea? Cine sunteți dumneavoastră, de fapt? Cu ce vă ocupați? Că acum am înțeles, aveți două fete, colectați da, selectiv da. Gunoi acasă. Asta a fost așa o paranteză, da, un preambul. Da, un preambul. Da, am 49 de ani. Mulți înainte, n-a arătat. Mulțumesc. Faceți sport? Sport mai puțin, deși ar trebui, în timpul care îl mai avem. Am un anumit mod, nu știu, legat de nutriție, de a mă alimenta. M-am educat și pe partea asta, tot, întreaga familie, iarăși cu fetele mele care am dat un ton foarte bun în direcția asta și ne-au învățat puțin să cum trebuie să avem grijă de corpul nostru. Da, ele fac mai mult sport decât mine și eu o să le iau exemplu. Și sport și alimentație, în general stil de viață. E bine să fiu un om... Ce sunteți vegan sau ce? Alimentație? Nu, echilibrat. Eu am avut perioade în care am mâncat și doar vegan, dar fiecare om trebuie să ia, să-și adapteze la pe stilul lui propriu un anumit regim de viață. Nu trebuie să faci nimic forțat și eu cred totuși în echilibru. Un regim ponderat, echilibrat, de alimentație, de mișcare, poate să ne țină... Destul de greu în zilele noastre, mai ales pentru unii care... Păi, eu vorbesc din experiență. Da. Păi trebuie să ne uităm că mintea vrea, dorește și trebuie un pic să ne punem un pic frâu. Și atunci, 49 de ani? 49 de ani, stau în Simeria de la vârsta de 2 ani, când părinții mei s-au mutat în oraș. Aici am făcut grădinița, școala primară, gimnazială, liceul din Simeria și aici locuiesc și muncesc de atunci, din 73. Mai puțin anii de facultate am trăit în Simeria și aici m-am căsătorit, v-am spus, avem două fete, în continuare tot aici mă văd, în următorii... Am socrii care mai trăiesc, părinții mei nu mai trăiesc, din păcate, dar trebuie să fim alături de ei și eu cred că se poate în Simeria să trăiești, să muncești, să te dezvolți profesional și să continuăm, să ducem orașul ăsta mai departe. Și când mă refer la oraș, nu mă refer strict la orașul în sine, mă refer la întreaga zonă, că până la urmă avem o unitate administrativ-teritorială, că despre asta vorbim când ne referim la un primar sau la un consiliu local sau la administrația locală. Și toți cetățenii
din această unitate administrativ-teritorială ar trebui tratați egal și aduși la, pe cât posibil, același standard de viață. Am înțeles. Bun, am înțeles așa, în linii mari. Dar totuși, cu ce vă ocupați, din ce vă câștigați bucata de pâine, da. Și chestii de genul ăsta mă interesează. Da, de formare, v-am spus, sunt inginer electromecanic. Cea mai mare perioadă a vieții mele profesionale am petrecut-o la depoul Simeria, unde am lucrat 18 ani. Am avut mai multe locuri de muncă. De 2 ani de zile lucrez doar la firma mea, în domeniul instalațiilor electrice, unde o firmă mică, cu 2 angajați, unde eu fac, începând de la ofertare, cam totul, de la ofertare, contractare, chiar și execuție lucrări, fac toate muncile în această firmă. Mai am un contract de colaborare ca inginer proiectant cu o firmă de proiectare, tot pe zona de instalații electrice din Deva. Din astea două îndeleniciri îmi câștig existența. Și e bine? Da, este bine. Pentru mine a fost o provocare să comut din sectorul de stat, să zic, la întreprindere de stat, nu bugetar, atenție, că multă lume confundă. Deci CFR-ul sau unitățile de la CFR, companiile feroviare nu sunt de stat, sunt societăți pe acțiuni sau companii naționale. Nu sunt bugetari. Deci am comutat din zona aia exclusiv doar pe zona de privată, să zic, da? Da, este o provocare, am văzut că se poate, pot să, și de vorbeam de puterea exemplului, pot să spun la oricine care zice că nu se poate în România, ba, se poate, uite, de ce? Pentru că eu pot. Dacă eu pot, și tu poți. Da? Indiferent ce ești, că ești zugrav, că ești zidar, că ești electrician, păi, da, da, poți să faci. Muncești, domnul. Muncești, domnul. Că bani, e normal că nu-ți dă nimeni pe ochi frumos. Până la urmă, nu despre banii vorba, trebuie să pleci cu ideea că te duci să satisfaci o necesitate. Și atunci vor veni și banii. Până la urmă, asta este satisfacția, să lași un client mulțumit și el să fie, să te recomande, să facă edificare atunci când vorbește cu altcineva, să spună, domne, uite, omul ăla este un om de cuvânt, face exact ce a spus, punctual, respectă termene, calitate, păi, și vei reuși. Ideea este că, ca și antreprenor, ar trebui să îți formezi lanțul de clienți și așa mai departe, și asta se face din raportul calitate-preț și multe alte lucruri, dar nu facem economie acum în emisiunea asta. Corect. Vreau să vorbim un pic despre Simeria. De ce vreți dumneavoastră să candidați? De ce candidați, de fapt, la fotoliu de primar al Simeriei? Da, toți vorbim de schimbări. Schimbări, toată lumea vrea să facă schimbare acum. Și întreabă lumea, ce vrei să schimbi? Păi, în primul rând, sunt lucruri care trebuie continuate, bineînțeles, nu schimbăm totul, că nu o să întoarcem oraș cu sosul în jos. Sunt lucruri bune făcute de administrația actuală și trebuie continuate. Dar când vorbim de schimbare, eu zic că, în primul rând, trebuie să vorbim de o schimbare de mentalitate. Mentalitatea asta înseamnă că ar trebui să recâștigăm încrederea cetățeanului în administrația locală. Vedem la ora actuală oameni nemulțumiți, chiar și cei care sunt de acord cu actuala administrație, totuși spun că sunt nemulțumiți. Păi dacă ești nemulțumit, de ce continui să mai votezi cu el? Înseamnă că ai o neîncredere în el, ceva îți ascunde. Deci e vorba de repet, schimbarea care eu zic că trebuie făcută, în primul rând, de mentalitate. Asta cum se poate face? Fiind în stradă și prezenți printre oameni, inclusiv în anii care urmează și în fiecare zi sau în fiecare lună. Adică nu putem doar să apărăm din 4 în 4 ani să cerem semnături la oameni și cam atât, să facem niște promisiuni și am dispărut. Mai venim când mai venim. Aleșii locali, vorbesc de consilier local și de primar, trebuie să fie în continuare în stradă, constant, periodic, să asculte nevoile cetățenilor. Păi bun, și vreți să spuneți că actuala, acum, asta e placa pe care o are orice contracandidat, actuala conducere de la Simeria nu face lucrul ăsta? Păi înainte de a fi de calitatea în care am venit aici de candidat la funcția de primar, eu sunt cetățean și nu am perceput. Nu i-am perceput pe aleșii noștri ca fiind prezenți printre noi. Se duc acolo în ședință de consiliu, am participat și eu la ședință de consiliu,
supun la vot niște hotărâri, nu știm exact ce fac acolo, nu am văzut, uite, acum nu vreau să critic foarte mult consilierul actual, dar oricine poate să vadă că pe site-ul primăriei nu se găsesc rapoarte, ce puțin nu sunt acolo, ori fi pe altundeva, prin un sertar, nu știu. Dar nu sunt încărcate pe site-ul primăriei rapoartele de activitate anuale, așa cum prevede legea, ale consilierilor locali. Asta în cazul în care le fac. Repet, deci eu văd că nu sunt acolo. De aia zic, ori fi, prin un sertar, sunt, poate într-o arhivă, poate se pot consulta de către cetățeni. Eu știu ce ziceți dumneavoastră și chiar sunt de acord cu dumneavoastră în anumite privințe. Legea zice așa, că anual consilierul local trebuie să facă un raport de activitate, inclusiv primarul trebuie să aibă un raport de activitate anual. Nici alea nu sunt. La primar nu vreau să spun, dar nu în momentul ăsta e o informație neverificată. Bun. Și nu vreau să... Da, dar trebuie să verificăm de regulă, dacă de regulă primarul face... Că poate nu-l scrie el, îl scrie altcineva și mult mai la îndemână să-l urce pe site. Uh-huh. Hai să nu ne ascundem după deget, eu știu cum merg lucrurile astea. Consilierul local, de cele mai multe ori nu-l face, tocmai în ideea că nu-l controlează nimeni și mai mult decât atât nu îl cere nimeni. Știu primării unde moda e ca secretarul de primărie să facă rapoartele astea consilierilor. Știu alte primării unde nici... în spate, nu îi doare de rapoartele astea. Și atunci, dar cu ce vă așteptă pe dumneavoastră raportul ăsta de activitate al consilierului local? Păi vrem să vedem ce fac acolo. Păi în ce modalitate se comunice cu noi altfel, dacă pe stradă nu-i vedem, eu nu i-am văzut, nu știu. Mă, dacă îl caut eu pe vreunul, nici nu știu cum au împărțite... Vă referiți la toți consilierii locali sau la consilierii locale ai unui anumit partid? Păi nu, la toți. Nu vorbesc. Deci, repet, pe site-ul primăriei nu sunt rapoarte. Deci eu presupun că nici nu există, dar e o presupunere, repet. Nu știu dacă ele sunt într-un bibliograf pe undeva prin primărie sau unde o fi. Cine le întocmește sau cine le întocmea, dacă ziceți, dacă e așa cum spuneți dumneavoastră că le făcea, este obiceiul să-l facă, să-l întocmească secretarul la anumite care, primării. Da, nu știu, deci totuși trebuie să-ți găsești timpul, adică totuși ești mandatat acolo de cetățeni. Ai o răspundere față de ei. Trebuie să spui într-un fel sau altul ce faci și cum faci, ce faci acolo. Dacă nu înviu grai, deși, repet, este și obligația ca să trimestrial să faci întâlniri cu cetățenii, tu ca și consilier. Acum, unde le faci și cum, aia nu mai știu. Bun, acum a fost pandemie în ultima vreme. Da, știu, a fost pandemie, dar acum e de înțeles, toate sunt altfel. Dar vorbim de ceilalți ani. Trebuie cumva să fie o împărțire pe quartale, pe cartiere, pe sate. Deci fiecare consilier trebuie să aibă clar. Deci cu asta încep, asta înseamnă organizare, da? Fiecare trebuie să știe exact care este zona pe care o... să spun, păstorește. Zona din care ia de la cetățeni... dorințele lor, știu, în primul rând, ei sunt echipa. Și a lor, și a noastră. Toți vorbim de echipe. Da? Venim, suntem cu echipa. Da, sunt colegii noștri, vom constitui o echipă, dar în primărie nu vor ajunge nici care din primarii care candidează cu echipa aia numeroasă care nici nu încape în poză. Da? Pe trepțile primărie de dorit ar fi să ne facem pozele. Nu vor fi ei acolo. Vor fi o parte din ei. Și o parte de la celălalt partid, o parte de la altul și cu ei trebuie să faci o echipă. Dar înainte de această echipă, echipa sunt cetățenii. Pe ei trebuie să-i asculți. Și cum faci asta decât dacă vorbești cu ei? Și da, le dai și raport. Acum am scris că așa prevede legea. Poate se va schimba și nu mai pierdem vremea cu scrisul că... Domnul Daniel, da. Eu nu, nici mie nu-mi place birocrația. Eu nu zic că n-aveți dreptate. Deci nu zic lucrul ăsta. Dar altceva vreau să vă întreb. Noastră, pe ce lume trăiți? Adică ce echipă, domnule, ce consilieri, ce eu an de an, în preajma alegerilor locale, aud povestea asta care mie mi se pare de doi bani. Avem echipă, avem valoare, avem nu știu ce, ca și consilierul local. Păi ce face, domnule, consilierul ăsta local? Se duce odată la ședința de comisie din care va face parte, da? Dă aviz favorabil sau aviz nefavorabil proiectului de hotărâre care vine acolo și, pe urmă, se mai duce odată la ședința ordinară, extraordinară sau de care o fi, unde ridică mâna. Eu am auzit în
destul de lunga mea experiență jurnalistică, de foarte puține ori cazuri în care consilierul local să vină cu un proiect de hotărâre în cadrul Consiliului Local pe care să-l supună dezbaterii și aprobării respectivului Consiliu Local. A, am mai auzit de ele. Dar de multe ori, când am văzut și proiectul de hotărâre, mi-am dat seama că, de fapt, respectivul proiect era săgeata primarului, care nu vroia să-l inițieze el proiectul ăla, sau am văzut proiecte de hotărâre conform căruia consilierul local vrea să-i acorde titlul de cetățean de onoare nu știu cui, dar de fapt era tot săgeata primarului. Și așa mai departe. Deci nu știu, nu cunosc decât foarte puține cazuri în care consilieri locali să inițieze proiecte de hotărâre. Cunoașteți dumneavoastră? Nu, nu, aveți dreptate. Păi, tocmai asta vrem să spuneam de schimbare. Cu asta trebuie să începem. Deci schimbarea asta va fi că noi, consilierii de la Alianța USR Plus, care vor ajunge să facă parte din Consiliul Local al orașului Simeria, vor face lucrurile așa cum trebuie. Cum? Vor avea inițiative, vor avea propuneri și le vom arăta și celorlalți, că vorbeam de puterea exemplului, care este modul normal în care trebuie să se comporte și ce trebuie să facă. Adică veți iniția proiecte de hotărâre de Consiliu Local? Bun, ale absolut. Trebuie fundamentate și... Nicio problemă. Păi, de-aia suntem acolo. Înțeleg că asta este spun, ceea ce îi oprește pe dumnealor, că nu poți să fundamenteze un proiect. El fundamentezi, faci ce trebuie să faci, bineînțeles. Nu vii cu niște, arunci niște vorbe goale acolo. Sunt și ei oameni, toți sunt oameni. Păi deci, da, dar dacă... Doar să vrei. Dacă n-ați avea, de exemplu, majoritate în Consiliul Local, credeți că vi l-ar trece ceilalți consilieri? Spuneam înainte de vorba cântecului. Stăm la fericire pentru o viață întreagă la rând, dacă trebuie. Asta este. Continuăm. Ce să facem? Bun, venim și vom arăta oamenilor că sunt propuneri bune, vom spune ce, de ce ni s-au refuzat și vom discerne, vor discerne cetățenii dacă ceea ce facem acolo este corect sau nu. Noastră, ce echipă de consiliere aveți? Avem 10 consilieri. Deci nu aveți listă completă? Nu, nu avem listă completă. Dar de ce nu aveți 10 listă consilieri? Greu de găsit? Suntem... nu suntem atât de numeroși, nu suntem atât de mulți ca și Simeria, ceilalți. În toată Simeria n-ați găsit... Sunt oameni foarte buni, dar care nu doresc să se implice. Sunt oameni chiar mai buni decât noi cei care acum păi să ne-am fie hotărât rușine, să... Domnul să le fie, Nicola. Dar... Înseamnă că nu sunt atât de bun pe cât ziceți noastră că sunt buni. Adică asta e o mare vrăjeală cu... nu din partea noastră. Vai, îl știu pe X, e, nu știu, inginer, e ce-o fi. E un tip foarte capabil, și, dar nu dorește să se implice din punct de vedere până... Nu, că eu zic că nu intră în ciorba asta și... Nu-i de... Păi atunci nu-i domne bun de nimic, îți spun eu. E unul de ăla care-i numai pentru el și atât. Ori e fricos, ori e... N-am bă chef de politica voastră. Mergeți încolo cu ea cu tot. Nu mă interesează pe mine de Simeria în speță. Lăsați-mă, eu am serviciu meu, mie merge bine, ce-mi trebuie, mie moară în cap. Nu? Am da, cam așa. Aș putea avea dreptate, teoretic, în ceea ce spun. Cam așa e. Acum, eu cred în libertatea fiecărui individ aș alege destinul și... să hotărască ce face cu viața lui. Nu poți să impui nimănui să se implice în politică. Identifici o persoană bună. Nici eu nu am fost implicat în politică până acum 2 ani. Dar toată lumea se produce la un moment dat în viață un... are loc așa un declic. Da, când, da, un declic când spui acum trebuie să fac asta, acum sunt potrivit pentru a face asta. Fiecare va hotărâ momentul în care și dacă va face acest pas. Dar ca să fac acest pas, mai și întrebăm de ce nu vor să intre în politică. Pentru că ei văd cum se face politica de 3 decenii în țara noastră. Nu, toată lumea, nu poate să spună nimeni, indiferent, luăm orice partid acum sau aleșii locali la putere, nu vorbesc prea mult despre ei, că ar vrea mai mult să vorbesc despre noi. Dar totuși, suntem într-o situație datorată și lor, a fiecăruia în parte, care au fost acolo și ultimii 4 ani, și 8 ani, sau mai știu eu de când, în diverse partide, da? Și ei au hrănit, au alimentat, practic, această clasă politică
care ne-a făcut pe toți să ne simțim revoltați și să ne facă să avem temeri, să ne apropiem de zona asta. De aia eu cred că oamenii buni nu se apropie, deci îi înțeleg. Dar, în continuare, dacă vom, noi, cei care am decis să ne implicăm în ultimii 2 ani de zile, vom arăta că se pot face lucruri oneste și corecte, sunt convins că și alți oameni ne vor copia și se vor implica în viața comunității, sub o formă sau alta. Daniel Nicola, vicepreședinte USR Simeria și în același timp candidat pentru funcția de primar al orașului, este invitat la noi. Luăm câteva momente de publicitate, după care revenim.